Bine v-am găsit. Astăzi voi face o supă cu sfeclă roșie. Ingredientele principale sunt sfecla roșie și lintea. E o supă pe care am conceput-o eu. Se poate folosi în perioadele de post sau puteți să adăugați smântână și este foarte bună și așa. Pentru început voi pregăti lintea. Lintea am pus-o în apă de seara până dimineața, am spălat-o. 300 de grame de linte am aici pe care le-am înmuiat în apă și acum voi pune peste linte 1 litru de apă și am să o pun la fiert. Lintea o fierb separat pentru că face spumă și în oala de alături am pus 3 litri jumătate de apă, oala este de 6 litri. Și am pregătit sfecla, am dat-o, sfecla și albitura, le-am dat pe răzătoarea mare. Am aici 500 de grame sfeclă și 350 de grame albitură. De obicei mai pun și morcov, dar acum n-am avut morcov acasă, așa că o fac fără morcov. Dar puteți să puneți și morcovi. Pun sfecla și albitura în apa care a dat în clocot. Lintea și legumele au fiert. Acum voi pune peste ele 100 de mililitri de pastă de ardei. Câteodată pun și de măceșe. O fac fără zahăr și înlocuiesc bulionul cu ea sau chiar ardeii. Și aici am un jumătate de litru de bulion de casă, am să pun jumătate din el. Și mai am zarzavat pentru ciorbe sau supe, este din rădăcinoase și frunze. Amestecat cu sare. Deci are pătrunjel, țelină, morcov, frunzele de țelină și pătrunjel, ardei și ceapă și sare. Am rețeta pe canal, dacă vă interesează. O las să fiarbă. Mai pun vegeta de casă, 2 lingurițe. Sare nu am să pun pentru că zarzavatul pentru supe ciorbe este cu sare. A început să fiarbă. Am să pun acum 100 de grame de paste scurte. Și le las vreo 5 minute să fiarbă. Am să pun acum lintea, am pus-o în pahar ca să o torn mai ușor. Cred că ar fi bine să folosiți o oală de 7 litri. Pentru că iese destul de plină și să nu dea afară când fierbe. Aceasta e de 6 doar, dar eu sunt obișnuită cu ea așa. Mai adaug 4 linguri de oțet de mere cu miere.
și pun și două linguri de ulei de măsline. Eu sare nu mai pun pentru că au fost sărate și salsavaturile. Pun un vârf de lingură de piper negru. O las să dea în clocot și este gata. Este foarte gustoasă și plină de nutrienți. Supa a fiert. Am să pun acum într-un bol. Eu o servesc de obicei fără pâine pentru că este foarte sățioasă. Aceasta este supa de sfeclă cu linte. Vă doresc poftă bună!